Lucrarea cu copii este foarte importantă într-o biserică, deși aparent este o lucrare mică. Investiția în cei mici este de viitor, pentru că rezultatele nu se văd imediat. Prin copii se stabilesc relații cu adulți și treptat cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în familii. Mihaela Constantin este implicată în lucrarea cu copiii din cadrul Asociației Mâini Deschise în Călăraș. Lucrarea cu copii este foarte importantă. Asta este viziunea lor, să pregătim copii, copii marginalizați, copii care nimeni nu-i bagă în seamă să-i ridicăm și să-i pregătim ca și ei la rândul nostru, rândul lor să, să, ajungă, să fie o lumină, să spună despre Dumnezeu. Da, asta este mâini deschise. Este o, asociație misionară care pune preț pe Evanghelie, care pune preț pe viața copiilor, în primul rând, pentru că de la copii poți să ajungi la părinți și așa mai departe și poți să dezvolți relații în comunitate prin copii, foarte greu ajungem la inima unui bătrân. Nu-i așa? Pentru că bătrânul deja este trecut prin viață, are multă experiență, el vrea să moară așa cum a, cum a trăit în religia lui, dar un copil, cum spune și în Biblie, să fim ca și copiii. Da, deschiși, naivi, de multe ori, într-un sens bun și mâini deschise, da, pune preț pe asta. Deci, principala noastră lucrare este lucrarea cu copiii. Da, în mâini deschise. Și noi la fel. Deci în Doi Moldoveni am început tot cu copiii, cu 80 de copii în fiecare joi. Aveam 80 de copii și ne tăneam afară și ne auzea tot cartierul, dar nu era problemă. După aia am vlat tot cu copii am început și pentru că preotul a fost foarte speriat, atunci au venit părinții. Și uitați ce, conexiuni se fac între părinți și copii.